I always wanted to be a princess, you know, as a child. All girls want to be a princess. We never had that in our minds. I was Maggie, it's my short name for Maria Magdalena. Un copil cu păr scurt, castaniu, într-un castel, care nu înțelegea că prin drept de sânge era alteța sa imperială și regală, arhiducesa Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana și a arhiducelui Anton de Habsburg. We were children, so it was just home, but it had running water, because my grandmother, Queen Marie, put it in. I think there was a telephone, but I mean, we were children. For us, it was just fun. Un joc continuu de a-ți ascunselea, prin labirintul castelului Bran, moștenit de mama lor, de la Regina Maria. Where would you hide in such a castle? Well, in chimneys. And you know, if you were there, no Bran castle, it has lots of little nooks. Pereții fostei fortărețe militare de apărare și câteva obiecte ascund secretele copilăriei fericite din castel. Copiii obișnuiau să danseze pe urs. Trofeul a avut de suferit. Fie dinții se dezlipeau, ghearele ursului, și lucrurile au mers atât de departe încât pentru o perioadă le-a fost interzis accesul în încăpere. În 1948, regimul comunist a forțat familia să părăsească urgent castelul. Mari avea atunci 9 ani. I had a doll and I wanted to take it with me. No, I wasn't allowed to because there wasn't room. I had to put shoes in there. Câteva lucruri de preț au fost dosite în ultima clipă de servitor și recuperate la mijlocul anilor 50, când statul care a naționalizat castelul l-a transformat în muzeu de artă feudală. Principesa Ileana, arhiducele de Habsburg și copiii au primit azil în Argentina. Aventura urma să se încheie abia în Statele Unite, dar gândul l-a zburat în permanență acasă, la Bran. În 1994 a fost posibil ca arhiducesa să revină în România. I did a lot of crying. Although it was more than 60 years ago, you still have this emotion, which you have for your home when you're small. Apoi a început lupta în instanță. În 2006, arhiducesa Maria Magdalena, împreună cu arhiducele Dominic și arhiducesa Elizabeth, au câștigat procesul de retrocedare. Bran a intrat în administrarea Ministerului Culturii pentru 3 ani. În 2009, statul a avut grijă să nu lase nimic în urmă. Pe lângă toate colecțiile aflate în încăperi, aceștia au luat inclusiv prizele și întrerupătoarele. It was emptied by the government very quickly. Totul a fost mutat în Muzeul Vămii, inclusiv piesele de mobilier regal. So within 3 weeks we had to do something to make an empty castle into something that tourists can look at. So all of what is in there, it's not at all valuable. It was bought in antique shop in Bucharest. Pe 1 iunie 2009, castelul Bran a fost deschis oficial ca muzeu privat al moștenitorilor. Au fost păstrați jumătate dintre angajați, iar strategia a fost schimbată radical. Ne aflăm acum în sufrageria regelui, care ulterior a devenit camera de joacă a copiilor principesei Ileana. Anemona Todor e ghid la Bran de 24 de ani și a văzut cum s-a transformat clădirea. Fantezia reginei Maria a jucat un rol hotărător în redecorarea acestui mic castel de la Bran. Turismul se vede altfel prin ochii familiei de Habsburg. De când a preluat castelul, pe poartă intră de 2 ori mai mulți vizitatori. Concret, anul trecut au ajuns aici peste 570.000 de oaspeți. 2 din 3 turiști sunt străini, mânați în România de dorința de a vedea unde a trăit Dracula. Proprietarii încearcă să scape încet încet de mitul lui Bram Stoker și să pună accent pe reședința de suflet a reginei. I know my mother was horrified. My home has nothing to do with Dracula and so on. Însă tocmai Dracula îi ridică prețul. Castelul e de vânzare. Cui are 80 de milioane de euro. To a certain extent, we definitely do not want to sell it. Un șir lung de urmași încurcă socotelile. Proprietatea ar urma să se împartă celor peste 20 de nepoți ai moștenitorilor. Arhiducesa spune că acum duce o viață aproape normală. I have 2. Doesn't that sound fantastic? Yes. One is a flat in Salzburg, which is just big enough for my husband and I. But we do have a separate sitting room and a dining room. But that's it. And then my husband inherited an old farmhouse in Upper Austria.
Doar aici încap toți nepoții de sărbători, dar acum au altă tradiție. Cu toții vin la Bran din toată lumea de 1 iunie.